Întâlnire secretă în cadrul căreia se discută despre România. Această întâlnire are loc la Moscova, acolo unde rușii și aliații lor de la Chișinău vorbesc despre anexarea Moldovei la România. Anexarea cu ghilimelele de rigoare este termenul folosit de ei. Are loc acolo o conferință organizată de un institut apropiat de Serviciul Rus de Informații Externe, FSB, iar informațiile sunt publicate de Rador Radio România. Mai mulți foști și actuali oficiali ruși, alături de opoziția din Republica Moldova și alți invitați, inclusiv din regiunea Transnistreană și Găgăuzia, au participat la această conferință intitulată În Moldova sau în România? Va rămâne oare Republica Moldova pe harta anului 2025? Printre cei invitați au fost oligarhul fugar Ilan Șor, episcopul de Bălți, de asemenea un deputat socialist. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, alături de care vom comenta aceste informații într-o zi în care aflăm că un diplomat român este declarat persona non grata de ambasada de Moscova, un diplomat român al ambasadei României la Moscova. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură doamna Ana Guțu, este fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună ziua, doamna Guțu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îl salut și mulțumesc domnului general Dan Grecu. Bună ziua, domnule general, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație și salut pe ceilalți invitați ai dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, analistul de politică externă, căruia îi mulțumesc foarte mult, Ștefan Popescu. Bună ziua, Ștefan Popescu. Salut, mâna Laura, îi salut și eu pe distinși invitați. Doamna Guțu, încep cu dumneavoastră. E mult mister în jurul acestei reuniuni care a avut loc la Moscova, la care au participat, după cum spuneam, după cum spune Radio România Actualități, mai mulți foști și actuali oficiali ruși, ca să se întrebe dacă Republica Moldova va mai rămâne pe harta anului 2025. Printre cei invitați, oligarhul Ilan Șor, după cum spuneam, un deputat socialist, un eveniment care a avut loc pe data de 27 iunie la un hotel din centrul Moscovei, deținut de administrația președintelui Federației Ruse. Ce știți, dacă știți ceva despre acest eveniment și de unde pornește interesul ăsta al Moscovei la nivelul cel mai înalt, pentru că serviciul secret FSB e la originea acestei conferințe, doamna Guțu? Da, la Kremlin este bine să știm, nimic nu se organizează și nu se desfășoară fără serviciile secrete, pentru că actualmente Rusia este condusă de serviciile secrete, sunt așa zis și silovici, toate persoanele influente de la Kremlin sunt ieșite din fostul KGB și în trecut au fost colegii lui Putin la Leningrad. Iar această reuniune, din punctul meu de vedere, este un avatar și este un avatar foarte serios, pentru că ieri, în spațiul public, sursele de informare deschise, și mă refer la opozantul Gary Kasparov și un alt canal de Telegram a unui spion disident rus care a prezis cu exactitate începutul războiului în Ucraina, a alertat despre faptul că Moscova pregătește un război hibrid practic deschis în Republica Moldova și va începe o campanie prin organizarea de mitinguri de către partidele opozante. Vor fi antrenate persoane, deci provocatori, care vor ținti și cetățeni, adică simpli civili. Cumva vor fi și niște provocări legate de lichidarea unor lideri din administrația teritorială Găgăuzia. Și toamna, de fapt, Moscova ar plănui chiar ținte militare pe teritoriul Republicii Moldova, pe care le va ataca cu rachete. Acestea sunt ultimele informații pe care le am din sursele de informare deschise și ele parvin din mai multe surse de informare și ar fi bine să fie difuzate, deoarece atunci când ele devin publice, cumva acțiunile Kremlinului sunt dezavuate. Este un semnal de alarmă. Ar fi bine ca serviciile de inteligență din Republica Moldova să se pregătească. Nu știu în ce măsură am putea fi ajutat
de vecinii noștri și mă refer la România în primul rând, care este mai mult decât un vecin, dar se adună nori negri deasupra Republicii Moldova și eu cred că orice haos care ar domina Republica Moldova ar aranja Kremlinul, pentru că el duce acum un război hibrid pe scară largă și împotriva statelor baltice și împotriva Occidentului. Vedem că s-au întețit atacurile teroriste, provocările făcute, atacuri de softuri guvernamentale și așa mai departe. Lucrurile astea sunt foarte serioase, iar Republica Moldova este un stat foarte mic, incapabil să se protejeze și să se apere. Și tema acestui forum, care a fost organizat la Moscova, este foarte unilaterală, zice, ar mai exista Republica Moldova în 2025 pe hartă, nu cumva să fie înghițită de România. Eu cred că dacă vom sta cu mâinile în sân și nu vom întreprinde nimic, Republica Moldova ar putea să fie înghițită ușor de Rusia, pentru că dincolo de Nistru sunt peste 20.000 de tone de armament, care pot fi în orice moment reactivate, sunt și militar și e foarte ușor să ca rușii să câștige teren în Republica Moldova. E foarte, foarte îngrijorător ceea ce spuneți, doamna Guțu. Ștefan Popescu, Ana Guțu, vorbește despre posibile ținte de pe teritoriul Republicii Moldova care ar putea să fie atacate cu rachete într-o zi în care aflăm că un diplomat român e declarat persona non grata la Moscova, iar acest eveniment care a avut loc pe 27 iunie sub patronajul, sub oblăduirea Serviciului de Informații Rus FSB, cu o participare foarte pestriță, dar în același timp i-a adunat pe toți prorușii de la Chișinău, eminențe cenușii cu ghimele de rigoare din Rusia. Ce se pregătește de fapt? Ce ne scapă? Pentru că e foarte interesant să ne punem la curent cu această mișcare. Cred că prin organizarea acestui eveniment Rusia a dorit să își reafirme sprijinul susținătorilor ei din Republica Moldova sau oamenilor pe care i-a sponsorizat din punct de vedere moral, poate și material, politic, i-a girat de mai mult timp, să arate acestora că Rusia are capacitatea să îi susțină și să nu demobilizeze în condițiile în care, în ciuda tabloului sumbru a situației preocupante din Ucraina, totuși niciodată Federația Rusă nu s-a aflat într-o poziție mai proastă față de Chișinău, pentru că, din fericire, Federația Rusă în acest moment nu are capacitatea să ia Odessa din punct de vedere militar și acest păstrarea unei Ucraine, unei zone tampon, de ce să nu spunem, între zonele de ocupație rusă, unde e prezență directă, deci rusă, și Republica Moldova, constituie cea mai bună pavăză pentru Moldova. Cu toate că partida susținută de Rusia, a spus foarte pestriță, există, este destul, este influentă, în ciuda măsurilor de contracararea războiului informațional și de limitarea influenței acesteia, vedem că este activă. Totuși, Republica Moldova face pași importanți spre Uniunea Europeană. Mai preocupant, mie mi se pare, următorul element, și anume ceea ce se va întâmpla în alegerile din Franța, dacă vom avea un guvern care va promova o viziune mai restrânsă cu privire la Europa, dacă va pune în paranteze extinderea Uniunii Europene la acest spațiu, pentru că în următorii 5 ani, care se deschide mandat pentru instituțiile europene, miza cea mai importantă este extinderea Uniunii Europene. Și, bineînțeles, rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii și posibilitatea de a se ajunge la un fel de aranjament, având în vedere că prioritatea pentru republicani, mai puțin, e mai nuanțată treaba pentru democrați, dar rămâne zona indo-pacifică.
Deci acestea mie mi se par elemente mult mai preocupante, faptul că nu a fost susținută o candidatură din Est pentru Secretariatul General al Organizației Tratatului Nord-Atlantic. Nu discutăm de persoana președintelui României, discutăm de o personalitate din Est. Au mai fost țări care au cochetat cu candidatura la această, pentru această poziție, cum este Estonia. Da. Eu am văzut în susținerea pentru domnul Rutte interesul administrației americane, al Statelor Unite, pentru a lua o persoană care nu este prea mult atașată sau exclusiv atașată de flancul estic și care introduce o anumită, se află oarecum la mijloc între interesele, preocupările pentru Indo-Pacific și zona de pe flancul estic, chiar dacă Olanda rămâne și un actor angajat în susținerea flancului estic, vedem centrul de la Fetești. Foarte amplă această analiză și interesantă, domnule general Grecu. Vin nori negri deasupra Republicii Moldova? Vin nori negri și deasupra României? Astăzi au fost și ne-am bucurat că a plouat, dar nu despre asta este vorba. Da. Ceea ce se întâmplă acolo cu institutul care dumneavoastră spuneți că este apropiat de FSB, nu este apropiat de FSB, doamnă, este creația FSB-ului. Tot ce mișcă acolo este creația FSB-ului, fost KGB. Doamnei Guțu, îi spun fără niciun fel de problemă. Și Igor Dodon nu este creația socialiștilor moldoveni, este rezultatul plății KGB-ului și FSB-ului sovietic. La fel și doamna Guțu, la fel și Șor, care și-a făcut niște afaceri imense. Deci Moldova va avea o mare șansă să se scuture de acest joc atâta timp cât va scăpa de proprii săi trădători. Dar, din păcate, de trădători nu scăpăm niciodată, astfel că situația va fi grea. În perspectiva referendumului din 20 octombrie, sper să nu greșesc, cred că asta este data, este clar că Federația Rusă își amplifică acțiunile hibrid, politic, militar mai puțin, că așa cum a spus și domnul Popescu, nu prea au posibilitate de acțiune, folosind pe proprii simpatizanți care sunt mai mulți interesați material decât probabil ideologic. Și aici se află această discuție. În ceea ce privește pe expulzarea, declararea non-grata a diplomatului român, nu trebuie să ne facem o mare problemă din asta, chiar dacă ea este nejustificată din perspectiva noastră, posibil justificată din perspectiva rușilor, pentru că de 2022 încoace asistăm la acest meci de declararea persoanei non-grata, de solicitări de reducere a personalului diplomatic, de acțiunile pe care le cunoaștem. Deci face parte din jocul politic. Ceea ce este foarte important este situația Moldovei, care Moldova este indiscutabil alături de Georgia și țările baltice în primul flanc sau în prima linie ca țintă a războiului hibrid dus de către Federația Rusă, și aici va depinde foarte mult de cât liderii politici, dar mai ales populația în ansamblu ei, va rezista acestui război hibrid, încă o dată o spun. Doamna Guțu, toate avertismentele acestea, semnale de alarmă pe care le-ați tras în legătură cu situația din Republica Moldova, cum sunt ele, cum e percepută această situație de autoritățile de la Chișinău? Eu cred că autoritățile încearcă să facă tot posibilul, bat semnale de alarmă, trag alarma de foarte mult timp, bat alarma pe lângă instituțiile internaționale, dar nu știu dacă, în perspectiva prezidențialelor, autoritățile au făcut tot posibilul. Și mă refer exact la trădători, așa zis și trădători. De exemplu, Dodon are 4 dosare pe 4 capete de acuzare și nu a fost condamnat nici pe un dosar, pentru că probabil Dodon va fi contracandidatul principal al Maia Sandu și este un contracandidat comod pe care Maia Sandu îl va învinge cu ușurință. Și teamă-mi este mie că în goană, după acest profit partinic și politic, cumva le scapă esențialul. Deci, nu știu, eu sunt foarte preocupată pentru că sunt cu familia mea la Chișinău și
din păcate, din punct de vedere securitar, nu pot să spun că, vai, hai să vedem care vor fi rezultatele alegerilor din Statele Unite, ce va mai decide NATO. Exact asta și va decide. Republica Moldova nu este un stat foarte important pentru interesele vestului. România se preocupă foarte mult și dacă eram uniți cu România, nu se mai întâmpla ceea ce se întâmplă. Dar Rusia mereu, mereu va face scandal și mereu va agita apele aici în Republica Moldova și se va strădui să facă haos, dacă nu chiar să-și adjudece acest teritoriu, așa cum a făcut-o în 40 și în 44. Istoria se repetă ciclic. Deci dacă nu vom fi suficient de vigilenți și dacă nu vom lua decizii istorice foarte importante, riscăm să ajungem la cheremul lumii Rusia. Mulțumesc foarte mult, doamna Guțu, pentru intervenția dumneavoastră. Aș vrea să discutăm și despre cazul deja Joe Biden. Domnul Biden recunoaște că aproape a dormit pe scenă atunci când s-a confruntat electoral cu Donald Trump. Spune că era obosit pentru că tocmai făcuse o vizită lungă în Franța, o vizită care l-a epuizat din punct de vedere psihic. Recunoaște că nu și-a ascultat consilierii. Asta nu înseamnă că democrații nu caută acum o soluție pentru înlocuirea lui Joe Biden din cursa prezidențială, văzând rezultatele sondajelor și ceea ce s-a schimbat în percepția alegătorilor după confruntarea cu Donald Trump. Se vorbește despre noi sondaje, sondaje care o dau pe soția președintelui Obama, Michelle Obama, ca favorită. Potrivit unor sondaje publicate recent, Michelle Obama ar fi capabilă să-l bată pe Donald Trump în cursa pentru prezidențiale. Ștefan Popescu, vom asista la înlocuirea lui Joe Biden din această cursă? Nu cred că vom asista. Se fac scenarii, acest lucru trădează disperarea taberei democrate și, bineînțeles, sentimentul defetist pe care i-a cuprins cu privire la această candidatură, dar nu cred, pentru că dacă Joe Biden nu se retrage, atunci nimeni nu-l poate împiedica să candideze pe data de 5 noiembrie. Noi trebuie să fim conștienți de următorul lucru. Biden a câștigat alegerile primare democrate în mod detașat. Din 4.000 de delegați ai Partidului Democrat, Biden are 3.900, deci el are o legitimitate politică extraordinară. În al doilea rând, există și o competiție în zona democrată a liderilor democrați pentru dacă ar exista o succesiune, adică lucrurile nu sunt în favoarea doamnei Obama. Sigur că orice primă doamnă este populară, acest lucru nu este sigur că se va traduce în voturi. Mai există doamna Kamala Harris, vicepreședinta, care stă mai rău decât Biden în sondaje, deci este o femeie tânără, iar guvernatorii democrați, cei mai importanți de California și Michigan, nu au o notorietate națională. Statele Unite sunt o țară de dimensiuni continentale și nu poți merge cu candidaturi care sunt cunoscute doar în statele lor și în jurul statelor lor. Deci nu cred, cred că din semnalele pe care le vedem și din partea anturajului lui Biden, inclusiv din partea familiei Obama, fostul președinte american Barack Obama și-a declarat sprijinul pentru fostul său vicepreședinte Biden, probabil că o să se meargă cu această candidatură. Este și periculos să schimbi candidatul la 4 luni de momentul alegerilor, momentul decisiv. Dar este clar, orice discuție pe această temă nu face decât să alimenteze, să dea apă la moară taberei oponente republicane, că Biden și de asemenea democrații nu sunt în măsură să-și asume conducerea țării pentru următorii 4 ani. E periculos să schimb candidatul acum, dar și mai periculos este, domnule Grecu, să adoarmă candidatul pe scenă, așa cum recunoaște însuși președintele Obama, că a adormit literalmente. Că ce poți face? Am avut plăcerea să fiu într-o emisiune cu domnul Popescu și imediat după acea dispută. Eu nu numesc dezbatere. Mie mi s-a părut un show așa, nu vreau să spun... Știu, nu vreți să spuneți MAPEZ, știu, da. Nu vreau să spun unde am mai văzut un show de ăsta acum niște ani, că ar trebui să pronunț nume și nu vreau să pronunț nume. Pentru mine este evident că Biden n-are nicio șansă. Vă rog frumos să mă scuzați, eu sunt un democrat
prin excelență, în ideea generală, pentru că eu sunt apolitic, dar nu are absolut nicio șansă după prestația de marța, miercuri trecută, când a avut loc prestația asta. E o săptămână bună de atunci. Și nu cred că sprijinul declarat pe care îl vedem pe diferite site-uri este și unul real, pentru că pe surse, dadalea care nu prea le auzim noi în presa românească, se pare că sunt foarte mulți oameni cu mare influență, inclusiv politicieni americani de mare anvergură, democrați, care îi spun la Joe Biden și doamnei Jill Biden, luați și voi o pauză. Trump, spre deosebire, deși nu cred că o să fie bucuria de pe lume pentru americanii cu un nou mandat Trump, arată cel puțin vigoare în condițiile în care, să mă ierte Dumnezeu, domnul Biden, și dacă recunoaște că dormea la chestia asta, la puntea, e treaba lui. Acum să fim serioși. Înainte de această dezbatere, domnul Biden a fost în cantonament. L-au dus în conta la La Camp reședința David, da. președinților, la Camp David, a fost în cantonament ca băieții noștri care s-au pregătit pentru meciul cu Olanda, termina cu 0-3. Oricum, mai bine decât domn președinte al nostru, că s-a luat 0-32 în relația cu Rute. Dar, nu, asta e altă problemă. Că mi-a venit ideea. Deci, încă o dată, pariază pe o persoană care pleacă indiscutabil favorit pentru locul 2. Da, și de aici schimbările la care am putea sau nu vom asista, vom vedea ce se va întâmpla. Timpul nu mai e foarte mult nici acolo. Vedeți, vorbim despre această alegere înțeleaptă a candidaților și în România și în Statele Unite. Mulțumesc foarte mult, domnule general Grecu, Ștefan Popescu, pentru intervențiile dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză, un avertisment care vine din partea premierului grec. Anul acesta va fi mai greu, mai grav decât în anii precedenți, în ceea ce privește amploarea, numărul incendiilor. Este un avertisment de responsabilitate și responsabilizarea turiștilor care urmează să se ducă acolo. După cum știți, românii se numără printre turiștii europeni a căror țară preferată pentru vacanțe este Grecia. Totuși, autoritățile grecești simt nevoia să ne pună în gardă, să ne atragă atenția că anul ăsta va fi unul complicat din punctul de vedere al climei și al incendiilor. Discutăm despre toate cu profesorul Mircea Duțu după o scurtă pauză. O vară foarte periculoasă în Grecia. Este un avertisment care vine chiar din partea premierului grec. Premierul grec avertizează că incendiile din această vară ar putea să pună în pericol viața turiștilor. După cum știți, în Grecia pompierii sunt în alertă maximă, luptă cu incendiile pe insulele Kos și pe alte insule din Marea Egee. Turiștii evacuați vorbesc despre momente apocaliptice pe care le-au trăit, în timp ce, după cum vedeți, autoritățile grecești la cel mai înalt nivel își asumă chiar pierderi în ceea ce privește încasările din turism în acest an și îi avertizează pe turiști că este foarte periculos să se deplaseze în Grecia în această vară. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Mircea Duțu. Ni se alătură într-o legătură telefonică Bună ziua! directă. Bună ziua, domnului profesor! Rar ni se întâmplă ca un prim-ministru să le spună turiștilor din toată lumea: dacă veniți, veniți pe riscul vostru, pentru că pericolul e mare. Ce se întâmplă anul ăsta în Grecia? Într-adevăr, este un mesaj care trebuie să ne dea de gândit, dar cu titlul preliminar să spunem că începând de astăzi și până vineri, și în vechea Elladă, vom asista la o scăderea temperaturilor, ploi și furtuni, toate aferente zilelor și perioade îndelungate de caniculă care îi se pune capăt. Într-adevăr, Grecia s-a confruntat în luna iunie 2024 cu unul dintre valurile de caniculă cel mai precoce din istoria înregistrărilor meteo, cu temperaturi deosebit de ridicate, ce au depășit cu mult 40 de grade Celsius și o persistență deosebită. În același timp, ea este una dintre țările mai afectate, aflate în prima linie de manifestarea efectelor schimbărilor climatice, alături de Cipru, sudul Italiei și regiunea mediterană de est, exprimată în principal prin valuri de căldură repetate, însoțite de mega incendii de pădure.
predispune la o atare expunere pe lângă impactul încălzirii globale și situarea sa geografică, cu cel mai larg litoral mediteranean, ariditatea peisajului și multitudinea de insule care favorizează o diversitate de direcții și o intensitate deosebită a vânturilor ce devin vectori ai propagării incendiilor. Acestea, din urmă, au fost favorizate în acest an și de faptul că în Grecia, iarna 2023-2024, s-a înregistrat drept cea mai caldă din toate timpurile, iar precipitațiile din primăvară au rămas deficitare, așa încât vegetația și pădurile aflate într-un mediu sec, uscat, se aprind repede și... Trebuie să reluăm această... Încercăm să reluăm această legătură telefonică. Din păcate nu se mai aude foarte bine și foarte interesant ce spuneți. Vă reamintesc, premierul grec avertizează că incendiile din această vară ar putea să fie deosebit de periculoase. Sunt de câteva zile mii de turiști evacuați care vorbesc despre momentele dificile pe care au trebuit să le petreacă, pentru că sunt nenumărate păduri, hectare întregi de păduri cuprinse de incendii. Ministerul Român de Externe de asemenea atenționează pe românii care vor să ajungă în Grecia în legătură cu acest pericol, pentru că au fost deja români surprinși de foc în aceste stațiuni, iar incendiile se propagă rapid pentru că, după cum spunea și domnul profesor Mircea Duțu, ele sunt alimentate de vântul puternic care amenință insulele și care fac ca intervenția pompierilor să fie deseori îngreunate. Și în acest an, ca și în anii precedenți, pompierii români vor merge să-i ajute pe colegilor greci pentru a face față acestor incendii. Sper să ne auzim mai bine, domnule profesor Duțu. Vă ascultăm. Deci, aceasta din urmă au fost favorizate în acest an și de faptul că în Grecia, iarna 2023-2024, a fost cea mai caldă înregistrată, iar precipitațiile din primăvară au rămas deficitare, așa încât vegetația și pădurile aflate într-un mediu uscat se aprind repede și focul se propagă într-un mediu uscat foarte repede. În același timp, trebuie avut în vedere că declanșarea incendiilor, în proporție de 99% din cazuri, e de origine umană. Și având în vedere mulțirea piromanilor, autoritățile au decis sporirea cuantumului pedepselor aplicabile distrugerilor prin incendiere de până la 20 de ani închisoare și cu amenzi ce pot atinge 200.000 de euro. În același timp să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când presa elenă releva faptul și imputa autorităților că pun accentul mai ales pe pregătirea pompierilor și intervenția punctuală a acestora și neglijează prevenirea pe calea gestionării raționale a pădurilor, efectuarea lucrărilor de întreținere și existența personalului specializat. În fine, să mai menționăm că Grecia face parte din rândul mai multor țări din Europa de Sud, alături de Portugalia, sudul Franței, Spania, ce se confruntă tot mai frecvent cu incendiile de pădure, fapt pentru care e pe cale să se constituie o forță de reacție rapidă europeană în materie de stingere și gestionare a incendiilor. Și dacă mai avem timp, aș vrea să redez faptul că potrivit unui raport internațional publicat recent, incendiile de pădure au crescut în lume 120% din 2003, iar intensitatea lor s-a amplificat. Și evoluția amplorii lor urmează aceeași curbă. Selecționând 20 de evenimente cele mai extreme din fiecare an, se observă că puterea radiativă a focului s-a multiplicat de 2,3 ori. Cei 6 ani cei mai extremi în termen de frecvență și de intensitate a incendiilor s-au înregistrat după 2017. Până acum, 2023, a înregistrat pe lângă tristul record al celor mai ridicate în temperaturii medii planetare și palmaresul cel mai intens, cel mai frecvent în privința incendiilor de pădure înregistrat vreodată. Ca atare, avertizmentul premierului grec trebuie să fie luat cu seriozitate, pentru că are la bază evaluările serviciilor meteorologice din țara respectivă și poate pornește de la concluzia că
De obicei, valurile precoce de caniculă, precum cel înregistrat în peninsula balcanică, inclusiv în țara noastră în 2024, anunță de obicei veri tumultoase. În plus, să avem în vedere că la nivelul întregii Europe am asistat la o evoluție contrastantă. În partea de vest, aer rece, care, prin efectul vaselor comunicante, împinge de obicei masa de aer fierbinte din nordul Africii spre peninsula balcanică, iar la sfârșitul perioadei de caniculă, intersectarea celor două mase de aer, caldă și mai rece și umedă, duce la fenomene mai violente. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză și ne întoarcem. Tricolorii se întorc acasă în această seară. Federația Română de Fotbal îi îndeamnă pe români să nu-i aștepte la aeroport pentru că nu pot sta de vorbă cu ei. Premierul Ciolacu și-a anunțat însă vizita și-a anunțat că se duce să-i întâmpine pe tricolori. Chiar și după înfrângerea de aseară au pierdut cu 3-0 în fața Olandei. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Tricolorii se vor întoarce și ne-au făcut să urmărim niște meciuri cu sufletul la gură. Pentru asta merită toată simpatia noastră. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu bine!